Domnul Dumnezeu fie binecuvântat de noi toți, acum și în veci de veci. Amin. Suntem impresionați de ce vedem și auzim, dar am găsit în Biblie scris un cuvânt care îl știm noi toți, religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu, este să cercetăm pe vădurile și pe orfani în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lucru. Dumnezeu vrea ca să stăm fără de păcat, departe de tot ce e rău, același timp sensibil la tot ce înseamnă greutăți și nevoi ale altora. El Apostolul Ioan spune, proibiților, să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevăr. Dumnezeu să ne sensibilizeze pe toți, ca să slujim Lui așa cum vrea El, la timpul în care Domnul ne-a așezat și locul în care ne-a așezat. Frații mei, am știut bine că vin la Montreal cu bucuria de a aduce niște frați. Prima dată când am venit eu, în 2005, cineva m-a adus pe post de șofer, pe atunci era fratele Viorel Corpodean. Acum eu exact pe acest post am venit. N-am avut în mintea mea că vin pentru a avea un mesaj mai lung, ca altă dată, când trebuia să îmi schimb cămașa, sper că acum nu-i cazul. Am venit cu acești frați, l-am anunțat pe fratele Iosif de mai multă vreme. Noi am avut alte planuri, puțin nu ne-au ieșit cum ne-am calculat noi. Mai trebuia să fie cu noi și fratele Liviu Eugeniuc, dar lui, măcar că a vizitat America de 4 ori, aprobarea pentru Canada a venit mai mult de 10 zile. A trebuit să așteptăm. Fratele Mitică i s-a dat mai repede. Am fi vrut să fie și fratele cu noi, dacă Domnul va dădui, abia va ajunge la Kitchener pe ziua de marți. Și atunci, între timp, fratele Cornel Cuscu, meu din Austria, a făcut o vizită la copilul dumnealui, la nepoți, și am spus că dacă Domnul a rânduit să fii aici, hai cu noi să mergem până la Montreal. E ocazie potrivită să vizităm pe frații noștri din Canada. Distanțe mai mari între noi, de cum sunt în Europa, în Austria, de la o biserică la alta sunt mai mici. În România știți că ați fost acolo. În Canada suntem la distanțe mai mari. Dar mulțumesc Domnului că putem păstra legătura și din când în când avea părtășia împreună. Aș vrea să vă spun ceva. Noi suntem mântuiți prin Harul Domnului Hristos. Și de la Rusale până la venirea Domnului Iisus, Duhul Sfânt era numit de către un mare creștin american, Charles Finney, comandantul șef al armatei lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu este implicat în procesul de mântuire și convingere a tuturor oamenilor de nevoia salvării. Duhul lămurește pe oameni care e păcat și împreună cu al Domnului Cuvânt lucrează la nașterea din nou. După ce face un om nou, Duhul Domnului vrea să continue operațiunea. Amintea fratele Mitică cuvântul Domnului de la Galatei 4:6 și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tată. Vorbind despre Duhul Sfânt, înainte de înălțarea sa, Domnul Iisus spunea către ucenicii săi, lumea nu poate să-L primească, nu-L cunoaște. Dar El va fi cu voi și El va fi în voi. Cei ce sunt salvați și sunt ucenicii ai Domnului, au primit pocăința și au trăit nașterea din nou. Repet lucrare pe care Biblia o zice că o face Duhul Sfânt împreună cu al Domnului Cuvânt Ceresc, sunt oameni înnoiți și prin naștere din nou avem o nouă identitate. Cetățeni ai cerului sau copii ai Dumnezeului celui prea înalt. Pavel spunea, pentru că sunteți fii. Dumnezeu prin Duhul continuă părtășia cu noi și ne-a dat în inimă Duhul Fiului Său. Există în mintea unora dintre frați că pentru noi convertiți nu este așa de important să introducem în învățătura și practica stăruinței și cerinței umplerii, botezului cu Duhul Sfânt. Să lăsăm încet că ei sunt oameni care vor crește încet, încet. Spre cineva odată, nu le dați oameni buni pește la cei mici, pot înghiți oase. Dar cei care hrănesc pe cei mici pot curăți oasele înainte de a da peștele și peștele o hrană bună pentru toate vârstele. Și la cel mic și la cel mare, și la orice diet, unde vreți. Și la bătrân, și la bolnav, și la pensionar, peștele e bun. Sunt lucruri minunate în ceea ce face Duhul și cei care sunt chemați a îngriji Biserica Domnului și a o sfătui pot avea grijă ca să nu introducă lucrurile care chiar ar putea fi asemenea unui spin neînțelese sau ar putea răni pe cineva. Tocmai în Scriptura pe care noi o citim, am remarcat și în minutele care s-au la dispoziție, vreau să vă spun că la apostoli și în vremea de început,
lucrarea continuării Duhului în oameni era accentuată și privită ca ceva prioritar. Aici, în capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, spune că apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia din Samaria au primit Duhul Sfânt. Există acea gândire practicată în anumite biserici evanghelice, dar care este încet, încet părăsită de mulți, cum vă spuneam și la întâlnirea de aseară, dintre frați baptiști, dintre frați creștini, care caută și au înțeles că în urma nașterii din nou și a schimbării făcute de Duhul în viața noastră, Dumnezeu are pentru noi ceva mai mult. Și în a Lui bunătate vrea să ne ofere la toți plinătatea Duhului, umplerea cu Duhul. De fapt, umplerea cu Duhul e o lucrare de înaltă prețuire și nu-i punctul culminant a relației noastre cu Dumnezeu, ci este un pas în ce înseamnă trăirea prin Duhul și continuitatea unei părtășii cu Domnul, care după ce ne-a născut din nou, ca un tată bun, ne vrea crescuți încet, încet, în maturitatea spirituală, pentru ca apoi să-i fim folositori, utili. Mai vorbeam și în alte împrejurări, că un copil care mi se dă cu drag în îngrijim și investim în el. Și pe măsură ce crește, vedem că la un moment dat e posibil să ne ajute la ceva. Dar nu putem pune sarcini mari în spatele unui copil de 5, de 6, de 7 ani. Dar ei trec. Și copilul ăla care a fost un bebeluș, umbla prin adunare și deranja pe acasă și noaptea s-o strica că avea nevoie de odihnă, că avea nevoie de îngrijire și Dumnezeu trebuie să dihnești. Încet, încet, cu anii trec, ajunge persoană matură. Persoana aceea, la un moment dat, plătește aproape că investiția ce s-a făcut cu el. Și devine el util și folositor. Se îngrijește întâi pentru el. Iar mai pe târziu, știți cum spun oamenii, pe la noi era în Moldova o vorbă așa, avea un copil mai la bătrânețe, oamenii ziceau, ăsta e cârja bătrâneții. Copilul ăsta te va sprijini, sau pe el, te vei sprijini ca într-un baston, când vei fi bătrân. Și mă uităm noi la chicinier, anumiți oameni au îmbătrânit. Timpul trece pentru toți. Nu mai au permis de conducere, nu mai pot merge singur undeva, au nevoie de cineva. Și când au pe lângă ei copii, sunt binecuvântați, că îi poartă la rugăciune, îi poartă la medic, îi duc într-o parte, îi duc în cealaltă și sunt binecuvântați copiii care s-au investit. Devin ei cei care vor face lucrări frumoase. Domnul ne-a mântuit și a investit în noi lucruri extraordinar de valoroase. Și El nu are în vedere doar să ne facă la un anumit nivel un gen de bucurii pe care să le trăim, ci El vrea să lucreze în noi și vrea să lucreze cu noi. Trăirea cu Duhul este o lucrare complexă. Astăzi nu o să intru în detalii, este o frumusețe pe care Dumnezeu vrea să o dea tuturor. Și de aceea Biblia ne spune aici, când cei din Samaria au primit cuvântul, au fost botezați, Filip le-a predicat, au fost convinși că au păcat și au nevoie de mântuire. Li s-a arătat salvare prin credința Domnului Hristos și Mântuitorul spunea, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dar Biblia spune că frații de la Ierusalim au aflat de asta și îndată au trimis o delegație de frați că au știut că ei, noi convertiți, au nevoie de ceva mai mult, ca să crească în credință, să poată continua procesul trăirii în ascultare de Domnul, ca sfințiri din viața lor, au nevoie de prezența Duhului Sfânt în ei. Tocmai de aceea s-a dus, s-au rugat ca aceștia să primească Duhul, dar nu au primit la convertire, nu. Scrie Biblia aici, nu se pogorese peste niciunul din ei, ci au fost doar botezați în numele Domnului Iisus. Este posibil botezul cu Duhul Sfânt să fie îndată la cineva după convertire. E posibil. Și o să alegem un caz din Biblie. Dar nu e regula generală. Tocmai de aceea apostolii știind ce valoare are lucrarea botezului, au vrut să-i ajute pe cei ce nu știau de importanță să le conștientizeze faptul acesta. Oameni buni, mai e ceva. Ați primit Evanghelia, v-ați botezat, ați mărturisit pe Domnul Hristos ca și Fiul lui Dumnezeu și ați crezut în El, ați făcut pace importanță pentru voi. Dar voi trebuie să continuați.
Și pentru aceasta e nevoie să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Cei care ați fost aseară, v-am mărturisit că în zilele acestea care le-am avut, am trăit bucuria să vedem împreună cu noi în ziua de luni, marți, miercuri și vineri. 13 persoane pe care Domnul le-a botezat. Și a început nu cu oameni de la noi. Eu le spuneam la frați că parcă a fost o recuvageros. Noi ne-ai cheltuit să aducem frați să ne ajute la stăruință și să ne ajute în învățătura curată. Și parcă Dumnezeu nu se uita că ne-ai cheltuit noi. Îl botează pe unul care era de la altă biserică. Îl botează pe băieți care era biserica baptistă. Mai bine alți frați de la altă biserică baptistă, unul din ei presbiter, soția lui botezată de Domnul anul trecut în adunare, îl botează și pe el, mai botează și pe o soră. Ba mai mult, nu v-am spus aseară, spre surprinderea mea, un băiat care din familie de pocăiți are un frate la noi, la adunare de mai multă vreme, a ales el sportul, full contact, K1. E un om care are, așa de la Dumnezeu să spun, binecuvântarea forței fizice. Și eu tot îi spuneam din când în când, când organizam când botez, Daniel, mai e timpul să te botez, mai trecut de 20 de ani. De ce pierzi vremea? Se uita la mine, zâmbea, nu spunea nu, dar nimeni nu se boteză. Și a trecut de 3 ori. Botezul și ultima dată zâmbea, nu mai spun. Sunt tocat de că-l bat eu cu forța și-l bat, du-te-mă și du-te-moaie în apă ca să fii și tu pus în rândul membrilor. Dacă ți-ar trebui focăință, e gata altul. Și acum, într-o seară, când a fost miercuri seară, spre surprinderea mea, cu mâinile în sus, plin de apă și de bucurie, vorbea în limbi și lăuda pe Dumnezeu. Am stat de vorbă cu că după aceea zic, băi, Daniel, cât te-a botezat Domnul, văd, măi. Bă, dar cât te-ai pocăit asta n-am știut? Eu tot am știut că tu ești unul care te-a refuz pe Domnul și tot te împotrivești să vii la pocăință. Pocăința nu-i cum gândim noi câteodată. Ea poate să aibă loc într-un timp mai scurt în viața omului și în viața altora să dureze mai mult. De la caz la caz. Dumnezeu e același cu puterea de a lucra. Depinde cum îți deschizi Dumnezeu ușa. Unii oameni primesc repede pocăință. Și Biblia ne spune nouă că în Scripturi a fost prioritate pentru noi convertiți să ajungă la botezul cu Duhul Sfânt. Și haideți să luăm câteva cazuri. Sunt 4 și un al 5-lea pe care Dumnezeu îl dă. Fără să intru în detalii amănunțite, vreau tot să vă aduc în față, în fața dumneavoastră cuvântul ăsta. Era ziua rusalilor, mulțime de oameni ascultă predica lui Petru, sunt mișcați în profunzime de-al Domnului cuvânt, și spre versetul 37 din fapte 2. După ce au zis aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și la celorlalți apostoli, fraților, ce să faci? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare de voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduța aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot ce sunt departe acum, în orice de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Iată ce repede Petru, celor ce s-au interesat de mântuire, și a fost conștientizat prin cuvântul de predică că se fac vinovați și au dat acordul la moartea Domnului Iisus. Nu se mai putea întoarce nimic. Hristos era deja înviat. Hristos a fost înălțat la cer. De aceea Petru spune Dumnezeu l-a înălțat la cer și de acum a turnat. Ce vedeți și auziți. Dar acum spune-i ce să mai facem? Am ajuns aici. Am făcut rău. Ce puteți voi face? S-a apucat la Dumnezeu pe regula de 3 simpli. Cel mai simplu sau cea mai simplă soluție, să ajungi un om mântuit. Primul pas, oameni buni, pocăiți. Când pleci de acasă, faci mulți pași. Dar există totdeauna un prim cu care ești din casă. Când te apuci de Dumnezeu, Dumnezeu să-L urmezi, și îți pui inima să umbli cu El toată viața. Eu nu am umblat cu Domnul, știți cât? 300 de ani, nu? Umblat cu Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a luat. Noi începem să umblăm cu Dumnezeu din momentul când ne-am hotărât să umblăm cu El. Și oficializăm umblarea cu Domnul prin botezul în apă. Totul începe cu primul pas. Pocăința. E acțiunea de bază. Urmează botezul, care oficializează și duce în fața lui Dumnezeu mărturia pe care noi le punem când primim salvare. Dar Petru pune, apoi veți primi darul Sfântului Duh. E o făgăduință care nu se oprește la voi. Îmi pare rău. Pentru anumite biserici evanghelice care au spus, totul s-a încheiat la vremea apostolilor. Pe la noi nu mai e nevoie de așa ceva. Pentru noi nu mai există așa ceva. Petru spunea, nu-i doar pentru voi și generația următoare, pentru copiii voștri, e pentru toți care ești departe acum, departe și geografic de Ierusalim și departe ca timp. Era atunci anii aproximativ 30-33 ai ierii noastre.
Și am ajuns la 2018. Departe oamenii. Dar Dumnezeu îți ține cuvântul și în zile ca acestea, dar noi purătatea arată că mai are și pentru noi Duhul lui Cel Sfânt. Măriți să fie numele meu. E pentru voi, nu numai pentru voi și copiii, pentru toți care este parte, în oricât de mare număr, Domnul Dumnezeu îi va chema. Iată, Petru nu se sfiește la predica de evanghelizare să conștientizeze pe oameni, oameni buni. Drumul spre cer e clar. Începeți cu pocăință, botezați-vă și căutați-L pe Duhul Sfânt. Că Duhul va conduce lucrarea. E timpul când El are toată autoritatea și conducerea și până la venirea Domnului Iisus când ne va învia din pricina Duhului Său care este în noi, Romani capitolul 8, Duhul este prezent acum și este autoritatea numărul 1 care slujește în biserică și peste tot. Sunt așa de mulți oameni neînțeleți. Și la ora actuală cred că prin perfecțiuni în nivel muzical, în nivel de învățământ teologic, în nivel, știu eu, de orice gen, noi putem rezolva lucrurile acestea pe care Duhul le rezolvă. Oameni buni, suntem așa de slabi, așa de nepricepuți. Nu vreau să judec pe nimeni, spun despre mine. Aș fi un nătâng să cred că eu sunt în stare să echivalez cu orice talent sau, știu eu, pregătire profesională, cu dotările noastre de ultimă oră, lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi. Ar fi total nepriceput. Ce ne trebuie nouă azi? Ne trebuie să ne întoarcem la Domnul cu o pocăință autentică. Ne trebuie să păstrăm legământul cel amicheat cu Dumnezeu. Ne trebuie să cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Și cei care au fost umpluți cândva, să fim umpluți în mod repetat și proaspăt, că-i scris de Pavel în cartea Efeseni. Nu vă bătați de vin, lasă de străbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Iată cei din Samaria. Văd frații din Ierusalim că oamenii ăștia trebuie să primească grabnic Duhul. Au trimis la ei pe frați, s-au rugat pentru ei, frații vin și pun mâinile peste ei și aceștia primesc Duhul Sfânt. Mai dăm o pagină și ajungem în capitolul 9, convertirea lui Saul. Vine la el un om care Dumnezeu îl trimite. Anania avea cunoștința că Paul e prigonitor, Saul sau Pavel. Doamne, cum să mă duc la el? Omul ăsta a legat pe sfinții în Ierusalim. Du-te acum. S-a întâmplat ce tu nu știi. El e un vas pe care eu l-am ales, va duce numele meu înaintea neamul și a felul Israel și am serat tot ce va trebui să sufere pentru numele meu. Iată ce spune Anania la versetul 17, de fapt, de nou. Anania a plecat, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Un om pocăit de o zi sau de două. Avea nevoie de menirea orbii în momentul acela al întâlnirii lui din drumul spre Damas. Și Domnul știa că are nevoie de acest vas. Îl va folosi pentru eficiență. Îi voi reda sănătatea. Am să-i dau lui din nou vederea. Domnul m-a trimis la tine. Să scape în vedere. Și al doilea, să te umple de Duhul Sfânt. Așa de repede, la un nou convertit, botez, umple cu Duhul Sfânt, nu mi se spune în momentul ăsta aici textul că Pavel a vorbit atunci în limbi. Dar îl găsim un om încurajând în învățătura către Corinteni să ne rugăm prin Duhul, să ne rugăm cu mintea, să cântăm cu mintea, să cântăm cu Duhul. Și în ce privește lucrarea relației cu Domnul, spune, vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Fraților, nu doar stăruința e locul în care venim să vorbim în limbi. Câteodată mă surprinde și cum vă spuneam aseară, așa parcă năcăjit a zis către o soră, mie din două curent. Ai vorbit în limbi de suna, bei Sfântul și acum ai nevoie de o stăruință să mai spui două vorbe în limbi. Mai am nevoie de atunci până acum, ce-ați făcut? Stăruința după Duhul Sfânt nu-i doar din an în pași și la sezonul de frică, la cald, ne ducem noi la iarbă verde și nu mai avem timp de rugăciune, că venim acasă frânți, că ne-am acolo cu neapucăm și noi. Nu mai iarna e stăruința. Relația cu Dumnezeu se menține într-un mod permanent. Și umplere cu Duhul Sfânt poate exista rugăciunea ta personală. Numai pocăință și apostolului tău și rugăciunea bisericii și rugăciunea de marți și rugăciunea de joi și din nou duminică. Dumnezeu e tot aici. Și El vrea ca noi să fim plini de Duhul lui Cel Sfânt. Dar e frumos din când în când să te duci la acele stări de înălțare, de bucurie. Să vezi cum Domnul doarme peste alții ca obligatoriu când plouă peste ceilalți. Te bucuri și tu. Era un frate, sunt bolnavit acum, mai trește în America. Era din Venezuela, arată în ultima parte a vieții lui. Și mergeau mai mulți frați de la noi într-un autobuz și au început să cânte. Așa au cântat cu atâta patos, dar la autobuz erau și mulți de bogăiți. Ăsta la bătrânul era mai în față. Toată lumea s-a bucurat, cântările frumoase, voci plăcute, o atmosferă.
strigă bătrânul din față, mă, oameni buni, când plouă, toate gurile se bucură. Mă, celălalt nu știu de ce, dar el a văzut pe toți ceilalți că se bucură. Mă, vină și tu la casa Domnului când ești stăluința, că n-ai să pierzi. Când tu îi spun la frața lui la adunare, toți am câștigat în serile astea. Bucurile Domnului, că dacă a curs de la Domnul, a, peste ăla de acolo, în jurul lui a fost câțiva, ceilalți acolo, peste toți a venit cercetarea sfântă a Domnului Dumnezeu. Și dacă cineva să te dă înapoi și dacă mai pune sub semnul îndoielii și dacă, cum spuneam aseară, nu l-a păzat Domnul 10 ani, începe o nouă teorie că nu mai există, omul acela n-are nimic de pierdut. Fratele Mitică știe bine, un frate din Suceava, la creștinii Evangheliei, după Evanghelie Presbiter, omul răspunde de radio vocea Evangheliei Suceava. Eram în România când m-a contactat, lucram la filiala Suceava și zice, acordă-mi, te rog, câtva timp, din câte multe lucruri ai, ai într-o cameră să vorbesc cu dumneata. Mă interesează botezul cu Duhul Sfânt, spune. La noi se crede altfel. Eu sunt prezbitru în biserică, am o mare opoziție, oamenii gândesc altfel, dar eu simt în mine, am nevoie de Duhul Sfânt. Și am vorbit cu el. Și am vorbit când am știut eu. Am venit în Canada și odată mergând înapoi acasă la familie, m-a chemat pentru un interviu. Și am ținut cu el interviul, l-a înregistrat și a zis, aș mai sta de vorbă, că tare îmi place să comunicăm despre lucruri frumoase. Dar acum în casă la fratele Putare, în Burdujeni, vreo 20 de frați creștini și baptiști slujitori ne întâlnim. Niciun pentecostal nu e între noi. Că nu vrem să ne acuză alții bine o bărmurșă de cap pentecostale. Dar cu Biblia în mână și cu rugăciune, noi cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Că toți suntem conștienți că avem nevoie de ceva ce aveți voi și noi n-avem. Și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, foarte mitică, confirmă că acest bărbat a fost umplut de Domnul. Teza lui de la Timoteus, de la Institutul Teologic, a fost botezul cu Duhul Sfânt, la creștinul pe Evanghelie. Lucrarea de licență. Asta a fost. Dumnezeu cercetează inimi de frați. Și de acolo și de acolo. Pe mine mă năduș să văd pentecostal dezinteresați. Numai numele pentru ei. Numai faptul că a venit într-o biserică pentecostală. Dar tu să nu te rogi Domnului pentru botezul cu Duhul Sfânt, să îmbătrânești și să n-ai experiența vorbirii în limbi și a rugăciunii prin Duhul. A unei stări care te urcă la Dumnezeu și te ține lângă Dumnezeu. Cum ai putut trăi până aici? Cum ai putut sta într-așa pustie fără de apă? E foarte greu când e așuță și cald să n-ai apă. Duhul lui Dumnezeu. E tocmai apa aceea verificătoare de care avem din toți nevoi. În urma, ziua de pe urma praznic, va striga Domnul, zice Ioan, capitolul 7. Dacă se tează cineva, să vină la mine și din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost nevoie să fie peste frații de la Ierusalim. A fost nevoie să fie peste frații din Samaria. A fost nevoie să fie peste Apostolul Pavel. Iată ucenicul Ioan de la Efes. Capitolul 19 din fapte. Pavel, pe când era acolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a trăit câțiva ucenici, le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Eu răspund, nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și a răspuns, cu botezul Ioan. Atunci Pavel și Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunea la rodului să cadă nici ce vedea după ei, adică Iisus. Când au auzit aceste vorbe, a fost botezat în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Niște oameni întâlniți, care n-au venit cât niște începuturi slabe, a primit Duhul, era interesul lui Pavel acum, care știa ce valoros e, ca de tânăr, de proaspăt în Hristos, să te întâlnești cu plinătatea Duhului. Oameni buni, ați primit voi Duhul, nici n-am auzit. Dar ce relație aveți cu Domnul? Cum sunteți voi? Nu erau decât botezați cu botezul lui Ioan, un botez temporar pe care unii oameni îl aveau în a veni spre iudaism sau spre creștinism într-o formă incipientă de început. Dar nu a mai continuat acela. I-a botezat în numele Domnului Iisus. Pavel pune mâinile peste ei și Domnul umple cu Duhul Sfânt, semnul botezului să umple, vorbeau în limbi și proroceau. A fost aceasta. Patru situații din Scriptură pe care le întâlnim în locuri diferite și în timp diferiți. La Ierusalim în fapte 2, nu? La Samaria în fapte 8, cu Saul în Damasc, în Siria, în fapte 9, și în fapte 19, la Efes. Cu oamenii care erau în Turcia de azi, în Antalya, în zona aceea, acolo în Asia Mică, unde au fost bisericile astea. Acolo s-au întâmplat în locuri diferite. Dar Dumnezeu, la lui bunătate, în cei care vă spune, a făcut El însuși o mărturisire cum n-a făcut nimeni altul și a stă scris în fapte în capitolul 10, când Petru i-a trimis să mărturisească Evanghelia în casa lui Corneliu, omul acela dintre romani, cu inima aparte, cel căutat pe Dumnezeu și nu știa prea mult.
Îngerul îi spune, trimite la Iope, acolo se găsește pentru adul aici. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și vine omul lui Dumnezeu acolo și e surprins și el. Cum îl trimite Dumnezeu la neamul? Era evreu. Și după legea ebraică n-avea legătură cu neamurile. Neamurile erau desconsiderate, sucotite, josnic de tot. Domnul chiar la un moment dat a spus, după conceptul timpului, nu-i bine să iei pâinea copilul să o dai la căței. Zicea femeia de obârș și sirof în felicială. Chiar și căței mănâncă fărături de la masa copilor și a stăpânilor. Doamne, ai milă și de noi. Neamurile n-aveau drept. Și vine Domnul la Petru și îi dă o vedenie și îl pregătește. Nu pot mânca eu din domitoacele astea, că nu-s curat. Să nu-ți numești scurcat ce a curățit Dumnezeu. Am dat aude la poartă că trei oameni zic, aici e Petru, aici, hai cu noi. Ajunge casa lui Corneliu, știți istoria. Și acum spune el, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor. În orice neam, cine se teme de Domnul și lucrează de prihănire, îi primit de Dumnezeu. Și pe când predică el, e singurul caz, excepție, că nu se roagă oamenii, că nu pun mâinile și cheamă numele Domnului. Și ascultă Evanghelia, vine Duhul peste ei și îi botează ascultând cuvântul Sfânt. Rămâne urmit Petru, mai are 6 frați care îl însoțeau și se uită spre ei și spune, putem să oprim apa, să nu fie botezați ăștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? De unde au știut că au primit Duhul Sfânt? Ascultați, ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți. Și vine mai târziu primul consiliu de la Ierusalim, când frații se frământă cu mișcarea dintre neamuri. Dumnezeu mântuiește neamuri, unii se părere că trebuie tăiat împrejurul. Nu-i putem accepta așa. Și se ridică în urma discuției omului Dumnezeu și spune, fraților, știți bine că Domnul a făcut o alegere prin mâna mea, prin gura mea, neamuri sau de Evanghelia. Și Dumnezeu, spre Fapte 5 cu 8, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nou. Cum să mă împotrivesc cu Dumnezeu? Cum să stăm împotrivă? Au trebuit să fie botezat de neamul și acceptate cu același drept în Biserica Domnului Iisus. Dacă de 4 ori apostolii au fost sensibili la vocea Duhului și au grăbit, le-a ajutat pe alții cu privire la botez, în cel de-al 5-lea caz, însuși Tatăl din cer i-a botezat împotriva gândirii lui Petru și celorlalți frați. Și a făcut minuni cum le știe el face. De-aia spun, mântuiește câte unul așa de repede că nu poți fi cum. Și vezi că altul să ține de adunare după câțiva ani. Avea la Botoșani un frat, a fost contabil în viața lui, m-a pregătit. Venea la cateheză și urmărea o vreme cateheza. Când la botez, încă nu pot. Mă uitam la el, mi-era, de ce? Încă nu. Am mai trecut o cateheză, cred că 4 trecut. Și încă n-a putut. Mai târziu de tot n-am mai știut de el, că n-am mai venit la biserică. Dar odată ducându-mă cu niște ajutoare undeva, la un cămin unde niște oameni bolnavi de TBC stăteau acolo într-un fel de sanatoriu, cum era, l-am găsit acolo jucând șah cu alți oameni care supereau ca el. M-am uitat la el. Ce să mi-i spun? A amânat într-un mod conștient și repetat mântuirea și harul, venea la cateheză, gândeai că e pregătit cu toată. Era câte unul care era diferit. Odată a fost foarte sincer și am întrebat în ziua înainte de botez sâmbătă, mă, oameni buni, că unul dintre voi știe că nu-i pregătit de botez. Și unul se ridică, eu, frate. Ce-ai făcut, mă? M-a încercat cu nevastă să ofere iute. Și supărat am pus din omul ăla pe pachetul lui țigări și a fost. Și ce faci? Nu știu ce să fac. Mă rog la Dumnezeu să mă ia. Dar cum mă pot boteza? Nici nu te grăbesc. Dar te pocăiești. Mă pocăiesc, frate. N-a durat mult. Și iar cu lacrimi și pocăință a venit. A fost un moment rău, greșit. Am făcut ce nu trebuia. Dar Dumnezeu m-a scăpat de acolo. M-a ridicat. Vreau botezul. Vreau mântuirea. L-am botezat și credincios până în ziua de azi. Și mă bucur pentru oameni care iubesc pe Domnul. Dumnezeu își salvează pe unii mai repede. Pe alții, depinde cum ei își deschid inima. N-avem un Dumnezeu rău, fraților. Dacă voi care sunteți răi, spunea Domnul, dați darul bine copilor voștri. Tatăl nostru ceresc, nu-i bun. E bogat în bunătate și e plin de îndurare. Fie slăvit numele. Vrea să boteze cu Duhul Sfânt pe oameni. Voia Lui, ca biserica, să nu se tărască prin vreme. Abia să aude din când în când o descoperire. Noi ne bucurăm că ne vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. N-ați trecut pe momente grele și ați apelat la Domnul să vă vorbească în momente în care poate nu știați. Închei printr-un lucru, probabil vi l-am mai spus, da? Îl spun acum așa, ăsta e ultimul. Eram în anul 2008, mă duc acasă pentru botezul lui Daniel, băiatul meu. Familia era în România. Era așa de plăcut acasă și mă întâlnesc din nou cu ai mei, cu soția, cu copii. Am servit masa la amiază. La chicinele am stat singură, aproape 3 ani. Era... Aș
așa o atmosferă care tot aștepta să se termine și tot nu se termina. Și atunci am spus în sufletul meu, n-am spus la nimeni nimic. Mă voi duce la vicinel, las tu frate acolo care la alege biserica să păstorească, îmi iau lucrurile cele mai am de luat și vin acasă. Aici e familia mea, aici e locul meu. Atât am spus în mintea mea, n-am vorbit soție, era joi la amiază. Seara ajung la adunare, vine din America, fratele Sorina Coman, vine din România, de atunci Cornel Bulica, care acum ești în America. Mergem la adunare, ne bucurăm, o seară prelungită, vreo două ore s-o condus peste ora 8. Ajungem la un frate la masă și când ne-am băgat la rugăciune într-o cameră, vine cuvântul Domnului pe fratele Cornel Bulica. De ce te gândești în inima ta asta? Și îmi spune, ce-am gândit eu la viață? Nu ți-am spus eu că am nevoie de tine acolo. Nu ți-am spus eu că ți-am zis problema. Ești la capăt, puțin mai aștepți. Și Domnul ți-am zis o problemă, întoarce-te că acolo trebuie să fii tu. M-am ridicat din prăbușire și din frământările mele. Am venit acasă și n-a durat mult. Și Domnul a rezolvat lucrurile și mulțumesc Domnului că suntem împreună. Ce mult face momente grele și de cumpără să-ți vorbească Dumnezeu. Toate prin Duhul, darul le vine în urma botezului. Nu vine înainte de botez. Și noi suntem văduviți de multe ori. Și ne bucurăm când Domnul se îndure și ne trimite un vas și avem din partea Lui bucuria aceasta. Eu am auzit pe Duhul Sfânt spunând la Chiciner în 2005. Am în vedere pentru biserica asta. Să aduc nori purtători de apă binecuvântată. Dar să scoți și izvoare locale, unde apa curată va izvorâ și cei însetați să-și stâmpere setea. Și cunoștința care, fratele, ciobulul care îl spunea, zicea, norii cu apă curată sunt frați pe care Domnul v-a îngăduit să treacă pe la voi. Și de la ei Domnul vă va da ca o ploaie binecuvântată care așteaptă terenul. Dar izvoarele sunt locale, izvoarele nu călătoresc. Norii se duc azi aici și unde este altă biserică. Izvoarele sunt aici, dintr-un loc e izvoră. Ăștia sunt oameni pe care Domnul din biserică îi scoate și le dă daruri ca să fie prin ei o apă binecuvântată. La Chiciner, vă spun din toată inima, după ce vă descoperi asta în 2005, acum, după atâția ani, sunteți de mai bine de 12 ani acolo, eu beau din plin bucuria că am apă din ei să beau, că Dumnezeu e credincios și cuvântul Lui l-a împlinit. Ori pentru asta îndemn pe frați și mă îndemn și pe dumneavoastră. Haideți să ne apropiem cu toți de Domnul, să căutăm lucrarea Duhului, să căutăm uncărea Duhului și să trăim în ascultare de El. Că spune Roman 8:14, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt și rămân fii al lui Dumnezeu. Amin. Amin. În cuvintele Psalmului 133, cuvinte pe care le-am citit aseară, David zicea că e bine și plăcut unde frații locuiesc împreună, pentru că acolo Domnul dă binecuvântare. Eu cred că în dimineața aceasta Domnul a dat binecuvântare, de aceea acum la încheiere am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, ne întoarcem spre Domnul cu mulțumire, cu laudă și cu recunoștință. Însă, înainte de a începe această rugăciune, am o întrebare pentru musafirii noștri. Dacă nu cumva s-au răzgândit, i-am mai întrebat și aseară, dar câteodată se spune la români că noaptea e un sfetnic bun, eu vreau să întreb. Suntem foarte hotărâți. Foarte hotărâți. Atunci înseamnă că în această rugăciune de mulțumire îi vom aduce înaintea Domnului, ca Domnul să-i oprotească în drumul întoarcerii spre casă. Condițiile de drum sunt așa cum le știți, dar dacă Domnul este de partea dumnealor, vor ajunge cu bine. Așadar, ne rugăm împreună.